la final de an, Simona Halep a acordat un interviu inedit pentru DigiSport în care a dezvăluit detalii mai puțin cunoscute din viața ei. Numărul 2 mondial și-a făcut o caracterizare sinceră și a vorbit despre pasiunile sale. Cum e să fii Simona Halep? Frumos. Greu, dar frumos. Care crezi că este cel mai mare atual tău? Cred că sunt o persoană bună și încerc să fac cât de bine pot pentru oricine. Care e punctul tău slab? Sunt sensibilă. Ce te face să zâmbești? Viața, șansa pe care am avut-o în viață să ajung unde sunt, să am o familie frumoasă și sănătoasă alături de mine și să am oameni frumoși în jurul meu. Filme românești sau americane? Românești. Ești dependentă de ceva? De telefon. Ce colecționează Simona Halep? Cred că am toate modelele de telefoane acasă. Da, pot să zic că telefoane și ceasuri. Ce ți-ai dorit și încă nu ai? Încă? Copii. Dar e imposibil să am acum, pentru că vreau să mai joc tenis. Ce simți când cântă imnul? Piele de găină și o emoție deosebită. Dacă nu era România, unde te vedeai trăind? Greu. Paris, poate. Îmi place orașul și atmosfera de acolo. Federer sau Serena? Federer. Bineînțeles. E unul cifra perfectă? După părerea mea nu există perfecțiune, așa că 1 plus poate fi mai bine. Dacă ai putea să schimbi ceva la 2015, un singur lucru, meci, rezultat, care ar fi? Roland Garros. Mi-aș fi dorit să fac un rezultat mai bun.